Platforma educațională Adservio sau catalogul electronic, așa cum este numită această și cunoscută această platformă, funcționează la Colegiul Național Emil Racoviță de mai bine de 10 ani. Am fost una dintre primele școli care a implementat acest program, programul Adservio, o modalitate prin care părinții, profesorii și elevii pot ține legătura mult mai îndeaproape, mai eficient și într-un mod constant. Vorbim de o platformă educațională care ne-a ajutat să facem tranziția de la o școală tradițională care își desfășura activitățile didactice în sălile de clasă la școala online. O școală care s-a adaptat prin profesorii săi la ceea ce înseamnă mediul virtual, mediul online, derularea de activități didactice, de lecții online sincron și asincron cu elevii, o modalitate și un mijloc pe care noi, profesorii de la Colegiul Racoviță din Iași, l-am folosit cu succes, pentru că nu doar am ținut legătura cu părinții și cu elevii pe toată perioada suspendării cursurilor, ci și am avut posibilitatea să desfășurăm activități didactice utile, de succes și la standardele cu care eram noi obișnuiți înainte. Bineînțeles, tranziția nu a fost una ușoară, însă a fost una eficientă. Platforma Adservio este, să spunem, nu doar un mijloc pe care îl folosesc profesorii. Este o modalitate prin care și noi putem, vorbesc despre directorii de școli, managementul unei unități de învățământ preuniversitar, pot să țină legătura foarte ușor cu membrii comunității școlare, se pot trimite mesaje, se pot face diferite rapoarte care pot fi generate extrem de ușor și care arată, indică o imagine cât mai realistă a activității care se desfășoară în cadrul unei școli. Așadar, le dorim mult succes, sperăm ca parteneriatul între Colegiul Racoviță și Adservio să continue, pentru că este un adevărat ajutor, mai ales în acest context în care o parte dintre activități se vor desfășura în mediul online sau, așa cum s-a întâmplat până acum, toate activitățile se desfășoară în mediul acesta virtual.